din rândul consilierilor județeni să alege președintele Consiliului Județean, deci să alegem tot social-democrați, ca în așa fel încât domnul președinte Cătălin Nichifor, care este candidatul pentru Consiliul Județean Suceava, să ne poată sprijini în continuare. Încă o dată îi spunem bun venit domnului președinte și îl rugăm să ia cuvântul. Da, este domnul Bobi Cușmir. Și vreau să spun că la Simidicea este una din cele mai frumoase, nu una, deci cea mai frumoasă predare din șpachetă pe care am văzut-o eu în ultimii ani în județul Suceava și cred că poate fi exemplu și pentru multe alte județe. Au lucrat împreună, se cunosc, s-au ajutat unul pe altul și acum domnul Aleță îi predă ștafeta domnului Pașniciu. Succes! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de succes! Hristos a înviat să rămână până seara. Mulțumesc foarte mult. Știu că e zi de luni. Știu că e zi de lucru. Văd că și oamenii au venit de la treabă acum un pic mai târziu. Cred că ați muncit azi toată ziua. Văd aici și doamne și fetițe și băieței și domnul mai vârstă. Am mâncat și mâncare de pâine făcută de tante Virginia, nu? Dacă nu mă înșel. Bună pâine a făcut aici la Simidicea. Vă spun că e prima oară când am emoții mari de această campanie. Am emoții pentru că aici avem un om deosebit, un om care aș putea să-i spun cu adevărat tată, domnul primar Alița, față de care am un respect deosebit. Am văzut să-i cunosc familia, un om cu adevărat înțelept și de la care sunt convins că o să mă țin și în următoare și eu și Sergiu. Asta este legământul pentru Simidicea, o comună care e una dintre cele mai frumoase, nu din Suceava, din România. Ca un om care a bătut România în și în lat, și am fost și în Abdal, și am fost și în Muntenia, și am fost și în Moldova, și sigur că știu și Suceava ca județ, și o comună de care sunt foarte mândru, o comună cu oameni extrem de hotărâți, determinați, gospodari, care știu ce vor de la viață și pentru care n-am venit astăzi aici să vă împuiem capul cu fel de promisiuni, să vă spunem tot soiul de gogoși, police, cum spun alții, să vă spunem despre viață, să vă spunem despre Sergiu, viitorul primar. Cred că n-aveți emoții, nu? Va fi viitor primar. Știți care va da jos Sergiu? Nu o să poată salvească la păr mai repede decât... Dar vă spun că și domnul Carința știe ce înseamnă administrația. Mă uitam într-o bună zi cu colegii mei la pozele de acum 4 ani. Mă uit și în oglindă, văd că m-am albit, dar... E o muncă pe care o faci cu drag și o muncă pe care o faci pentru oameni. Și când vezi că după tine apar lucruri importante, îți crește cumva inima și te bucuri de ceea ce ai putut face și n-a trecut așa viața fără pic de realizare. La fel, cămine culturale, aici cum aveți un cămin cultural extraordinar frumos, așezat într-o zonă importantă a comunității, în centru, practic, chiar dacă primăria e un pic mai încolo, aici e un fel de centru mai bine așezat pe hartă, cu suficient spațiu, cu dotarea de rigoare și mă bucur foarte mult că aici o să puteți să aveți și viața comunității dezvoltate și spectacole și evenimente, inclusiv private și personale. Evident că ceea ce a spus domnul primar și ceea ce Sergiu împreună cu mine și cu domnul primar o ducem mai departe, vom executa și Gărgăreștiu. Sergiu, oricum, poate ascultă și din cele profuri, nu? Mulțumesc tare! Domnule președinte, stimați invitați, domnule primar, onorată asistență, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi este de lucru. Ne-am adunat cu toții și chiar într-un timp foarte scurt, pentru că trebuie să recunoaștem. Astăzi dimineața am fost anunțat de sosirea dumneavoastră în localitate și vă mulțumesc tare mult pentru sosirea dumneavoastră în localitate. Doresc de la început să-i mulțumesc din suflet domnului primar, domnului Gheorghe Alță, care a avut încredere în mine. În primul rând,
dumnealui, după aceea cetățenilor comunei, care ați văzut în mine, în mine un om care bănuiesc că am încercat și am reușit să fac ceea ce a fost de putință pentru comunitate. În primul rând, vedeți foarte bine realizările ca ieri. Am postat pe internet, dacă mă amintiți, Dorel cu excavatorul în cămin când a făcut gaura aia și vedeți că, într-un timp record, avem deja o casă nouă cu care ne putem mândri, în care putem organiza evenimente de orice fel, de orice tip. În viitorul apropiat vom moderniza și anexa, cu toate că vedeți ceva mai rut acolo, dar timpul nu ne-a ajuns, știți, foarte bine ca fost și sărbătorile pascale. În viitorul apropiat vom organiza și curtea. Dați-mi voie să vă adresez rugămintea de a fi uniți, de a merge mai departe, de a avea încredere unul în altul, în primul rând. Iar împreună vom reuși cu siguranță. Dacă domnul președinte Cătălin Nichifor va fi din nou la conducerea, și sunt sigur că va fi din nou la conducerea județului Suceava, vom realiza lucruri frumoase în comunitatea noastră și nu numai. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși pe data de 5 iunie și să facem o treabă bună pentru comunitate. Vă mulțumesc tare mult! Echipa mea de consilieri o găsiți... la primărie, consilierii mei sunt și aici în sală. Încă o dată, Doamne ajută și cu toată viteza înainte, la treabă, nu? Dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, pentru prezența dumneavoastră. Dați-mi voie să mulțumesc tare mult domnului președinte, domnilor invitați. Să merg cu mult drag aici, da? Și încă o dată, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și vă așteptăm la vot în data de 5 iunie. Sperăm ca totul să fie cum gândiți dumneavoastră. Rămâne la prezentare. Informată la Siminicea, se crede că la țară oamenii pot fi influențați și așa mai departe. Nu este adevărat. Important este să vie la vot, că mulți merge și fără mine. Este foarte important să vie exact lumea la vot. Eu nu vă zic să-l votați, vă zic să nu mai votați, că nu mai cantați. Bine v-am găsit. Ce facem pe toate, da?